Federația Solidaritatea Sanitară a anunțat că începe de joi, între orele 14 și 16, seria protestelor din sănătate, prin pichetarea simultană a Ministerului Muncii și Justiției Sociale și a Ministerului Sănătății. Vineri, cele două instituții vor fi din nou pichetate, însă în intervalul orar 9-11. Motivul protestelor îl constituie nemulțumirea față de intenția guvernului de a modifica statutul legal al salariului de bază, acestea determinând scăderi masive ale veniturilor majorității angajaților din sănătate, estimate la aproximativ 60% începând cu 1 ianuarie 2018. A doua etapă a protestelor în stradă o constituie participarea Federației Solidaritatea Sanitară la mitingul din data de 4 octombrie, dublată de posibilitatea desfășurării unui marș pentru sănătate. La Buzău, reprezentanții Sanitas sunt la fel de nemulțumiți, deoarece guvernanții nu și-au ținut promisiunile făcute. Ei anunță că tocmai din acest motiv vor organiza ample proteste la începutul lunii octombrie. Nu începem grevele degeaba, să știți. Adică sunt niște promisiuni făcute la nivel de guvernare, care nouă ni s-a promis o majorare cu 25%. Noi am consultat specialiștii cu financiari, în care nu este așa cum ni s-a spus, mărirea de 25%, ci la unii sunt diminuări salariale. Iar noi, în această perioadă, urmează să pichetăm Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii. Asta înseamnă 2, 4, 6 octombrie. Urmând ca în 19 octombrie, seria protestelor sanitare se continue cu organizarea unui meeting și a unui marș. Și profesorii sunt la rândul lor pregătiți de proteste. Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a decis să înceapă protestele din 2 octombrie, în condițiile în care guvernul nu acceptă încheierea unui acord scris prin care se angajează să soluționeze mai multe probleme cu care se confruntă salariații din învățământ. Buzoienii sunt împărțiți în două tabere când vine vorba despre cele două categorii de protestatari. Pe de o parte, unii cred că atât angajații din sănătate, cât și cei din învățământ au tot dreptul să fie nemulțumiți. Alții consideră că nu au niciun motiv să recurgă la așa ceva. Sunt îndreptățiți să fac astfel de proteste? Nu sunt îndreptățiți. Eu, după mine, nu sunt. De ce? Au destul. De pensionare are mai puțin și nu mai ies în stradă. Așa că nu are nicio bază. Le-a dat destul. Ce să mai, așa este. Ce? Noi am muncit o viață întreagă și am luat puțin și ne-am mulțumit cu puțin. Profesorii. Profesorii, da, pentru că celor de la sănătate li s-au dat salarii mai mari, li s-au facilitat anumite condiții, dar la profesori nimic, doar promisiuni. Cei din sănătate vor să protesteze față de sistemul de sănătate care e... Asta e un lucru foarte bun, da, pentru că am înțeles condițiile din spitale sunt foarte, foarte, foarte minime în condițiile anilor tehnologici și computerizați, da? Dar învățământul? Nimic. Nu. De ce? Pentru că au mai mult interes pentru alți copii sau, eu știu, pentru medici, pentru pacienți. S-ar putea la profesori, da, dar la medici de ce? Că au destul. Chiar ginerele meu este, dar el e învățător. Învățător bătrân, trebuie să ia la pensie. Și nu-i mulțumit deloc de salariu, da? Însă, mamă, după munca care o muncești, ce să faci? E bun și asta. Da, sunt sigură că sunt îndreptățite. Și profesorii au salariile destul de mici și sistemul sanitar deocamdată mai trebuie să lucrăm la el. Credeți că sunt îndreptățiți să protesteze? Automat sunt îndreptățiți. De ce medicii și de ce profesorii, după părerea noastră? Pentru că medicii ne asigură sănătatea, iar profesorii copiilor noștri, nepoților noștri, le dă un viitor mai bun, adică să învețe și ei, să fie și ei așa cum sunt alte țări. Printre revendicările protestatarilor din sănătate se numără renunțarea la creșterea impozitării salariului de bază, eliminarea de facto a sporurilor pentru condițiile de muncă pentru angajații din sănătate, menținerea drepturilor aferente etichetelor de masă, menținerea programului de muncă al medicilor aferent normei de bază și gărzilor suplimentare în forma actuală, introducerea personalului nemedical în anexa specifică sectorului sănătate și aplicarea sporurilor pentru întreg personalul din unitățile sanitare, menținerea drepturilor salariaților aferente concediilor de odihnă suplimentare și introducerea măsurilor de reformă a relațiilor de muncă. Buzoienii sunt de părere că la capitolul servicii medicale stăm cel mai prost, dovadă că unii dintre cetățeni și-au pierdut încrederea în actul medical. În ceea ce privește pe medici, ați avea ceva să le reproșați sau credeți că nu se implică suficient în,
în profesia pe care o au. Nu, eu cred că chiar își dau toate interesul, dar trebuie să aibă și dotările necesare și tot ce trebuie pentru ca să fie totul bine. Deci ei fac tot ce se poate. Da. Dar mai trebuie dotate. Nu, 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 lor nu, celor mai de sus. Eu că-i sănătate, dau cabinete particulare și spital și colo și colo, nu are timp să facă, le facă pe toate. Ce să mai, asta e realitatea. Eu nu prea mă duc la medici, că nu am încredere în ei. Nu prea mă duc. De câte ori am fost, nu mi-a făcut nimic ca să-mi facă bine. Mă disperă faptul când vezi că se duc la ușa lor bolnav și mor acolo și te duci, mă doare piciorul, vă spun, sunt atât de dureri mare am picior. Ce fac? Mă duc la ei, stau până diseară acolo, nu cad acolo. Așa stau acasă și sufăr acasă. Și asta am în cap, stau să mor acasă decât să mor la ușa lor. Sinceră să fiu, nu am avut așa neapărat urgențe foarte mari, adică pentru operații, pentru chestii din astea. Dar mai sunt și care mai amână operații. Nu prea sunt implicați. Dacă ești puțin mai sărac, stai la ușă. Dacă vii mai altfel, te bagă imediat. Nu știți dumneavoastră cum e. Nu de aceeași părere sunt și reprezentanții Sanitas Buzău, care consideră că atât medicii cât și asistenții lucrează într-un stres permanent, având în vedere că de ei depinde salvarea vieții pacienților. Greșit din partea oamenilor, pentru că noi avem în mâini viața oamenilor. Nimeni, dacă se întâmplă ceva, ați văzut, primul lucru, asistentul medical, medicul apare în presă, apare la TV. Imediat un scandal, ați văzut, cea mai mică greșeală te vânează. Deci ceea ce nu este corect. Gândiți-vă că noi tot timpul suntem responsabili pentru ceea ce facem. Munca noastră 12 ore, indiferent în ce sector ai fi, că ți se pare că este ușor, se pare că ar fi greu, deci tu răspunzi. Ești cel care tot timpul trebuie să dai socoteală de viața unui om. Profesorii reclamă la rândul lor faptul că sporurile salariale se calculează prin raportare la salariile de bază de anul trecut, ceea ce conduce la obținerea unor venituri salariale mai mici decât ar trebui de fapt. De asemenea, ei sunt nemulțumiți de faptul că executivul nu a cuprins în legea bugetului de stat pentru 2017 sumele necesare pentru plata sentințelor judecătorești în conformitate cu prevederile legale de eșalonare a plății acestor sentințe. În medie, fiecare angajat din educație ar trebui să recupereze aproximativ 5.000 de lei. De asemenea, profesorii sunt nemulțumiți de cuantumul mic al creșterii salariilor nete în anul 2018, comparativ cu creșterile salariale brute, consecința majorării contribuțiilor angajaților către stat. În urma calculelor făcute de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și recunoscute ulterior de Ministrul Finanțelor Publice, precum și de Ministrul Muncii, dacă nivelul brut al salariilor crește cu 50%, în realitate, ceea ce va primi anul viitor fiecare angajat din învățământ este de maximum 25%.